Nu mai există clar cale de împăcare între Paul Nicolau, zis Pescobar, și Larisa Popa, cea care până în urmă cu câteva luni a fost mâna lui dreaptă la Taverna Racilor, unde a fost un manager de succes. Cel puțin pentru moment. Pe 1 mai la Mamaia, cei doi s-au evitat pe cât posibil și au petrecut în cluburi diferite. Dacă Paul Nicolau a optat să se distreze la Nuba alături de mai multe domnișoare și câțiva amici, fosta lui angajată s-a relaxat cu fetele la loft, separat de fostul ei șef. În respectivele localuri, Pescobar și Larisa Popa s-au dezlănțuit cum au știut mai bine. Nu au pierdut deloc vremea în local, potolindu-și setea cu cele mai bune băuturi din meniu. Au evitat astfel o întâlnire de gradul zero, care s-ar fi putut transforma într-una cu scântei. Ce ai făcut până la urmă, Paulică?